vremea când era condusă de domnul profesor Constantin Popescu, încă din clasa a 5-a. Aba, se zic că ești stâlp de cor. Da, dar nu, pentru că acolo, în acel cor, există multe fete care sunt mult mai mari ca mine și au venit de la vârsta de, nu știu cât, vreo 10-11 ani, adică... Micuțe. Sau chiar 6-7, în clasa întâia. Este o dovadă că, într-adevăr, pasiunea muzicii nu dispare. Și Janina Costina Cioar, pe care o cunoaștem, nu este la prima vizită în studioul 28 al Radiodifuziunii Române. Janina, cum faci tu de fiecare dată? Ești atât de cochetă în rochie de catifea. Astăzi ai o rochie grena, o colăretă mare, albă de dantelă, brodată. Data trecută erai tot în rochie de catifea. Asta pentru că vrei să te faci actriță? Eram sigură. Ce mi-ai făcut de o lună de când nu ne-am văzut? Ai cântat? Da, am fost la acolo... Atlas Național a Scopilor, dirijat de domnul profesor Popescu. Așa. La Minoia. Da. Îmi place foarte mult să cânt. Sunt convinsă. Și ce-ți mai place să faci în afară de muzică? Mai îmi place matematica. Ai o frumoasă combinație între muzică și matematică. De fapt, nu ești prima care descoperi similitudinile, apropierile, înfrățirile matematicii cu muzica. Doamnelor și domnilor, tineri ascultători, este momentul, cred, să ascultăm muzica pe care ne-o propun invitații noștri de astăzi și vom întreba dacă este pregătită caseta lui George Dragomir. Prin urmare, să-l ascultăm. Era roșu? Păi trebuie să intre și aici. Băi, am avut pană, îți povestim. Am venit cu ITV-ul, nu aduceam. Pană de cauciuc și l-am întins pe bărbatul să încălzească mașina, am plecat dezbrăcată, am venit cu mașina. Când să pornim, cauciucul, hai pe jos, uite așa am venit. Dar mă, face și pe tine drumul, da? Ați apăsat pe blocaj. Spune-mi, te rog, are muzică copilul tău? Bun, după ce intră, după ce cântă Janina Cioare, că îi pregătești, ai timp să-i pregătești și caseta ei. Da, bagă ele la, să spunem că are piesele alea de data trecută. Nu, da, mă, n-are nici piesele. Aude, dezbracă-te, fată, că mor de cald acolo. Nu e chiar așa de caldă. Mă dor picioare îmbrăcător și simtă azi în mor. Că cum mă sosește, e la nasare. Bine-i venit, bunice, al soarelea. Să înțeleg că pe caseta asta mai este o piesă care urmează, da? Dar vorbiți. Tu între cele două prezint pe următoarea concurentă. Sunt două casete. Bine că le-am adus, că dacă nu se ia. Thank you.
plăcea și nouă să facem așa ceva? Da. Vreți să facem o publicitate live? Unu, da. Doi, trei. Isichilostar! Putem face și noi live. Da. Așa. Deci ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Și asta vă spuneam că deja ne-a oferit un CD cu tot ceea ce s-a întâmplat, adică rapid, totul se întâmplă rapid la ei. Ziua la ei avea 24 de ore sau avea mai multe ore? Nu. Ce credeți? Chiar vă propun să ascultăm una dintre melodiile prezentate de acest cor. Re Ex Echo. International Children's and Youth Radio Drama Festival. Festival Internațional de Teatru Radiofonic pour la Jeune. Bănuiesc că asta este doar ce-au vorbit ei, nu? Și doar mă pui pe șase, da? Îmi dai un aici, să spunem, ăsta este semnalul, acum urmează melodia. Da, aș mai fi vrut să vă prezint o melodie pe care eu am pregătit-o pentru prima seară. Era vorba de un alt ansamblu, deci cei pe care i-ați ascultat au făcut parte din corul radio. Aici era vorba de un ansamblu de copii care, v-am spus, dansau, băteau step, cântau live, cântau la instrumente. Erau foarte vii, v-am spus, a impresionat, nu numai pe mine. Aș vrea să-i ascultați și să-mi spuneți apoi ce părere aveți. O întrebare. Da. Nu ți-au dat nici o secundă impresia că îi mai mulțăresc pe oamenii mari, ceea ce e un mare pericol pentru copii, nu? Nu, nici vorba. De fapt, o să vă povestesc mai târziu o altă întâmplare, să vă dați seama că ei, slovacii, luptă foarte tare pentru chestia asta. Deci ei vor să învețe pe copiii de la o vârstă foarte fragedă să învețe să deosebească chiciul de artă. Chiciul, adică partea urâtă. Partea urâtă, imitația. Lucrurile care stau pe muche de cuțit în privința urâtului și a frumosului. Da. E greu de dat o definiție a chiciului. Să ascultăm melodia următoare. Ei făceau de toate în același timp. Da. Ce impresie ți-au mai dat? Ce să vă spun, în afară de aceste două seri, deci deschiderea festivalului și închidere, noi nu prea am avut ocazie să îi întâlnim, să discutăm cu ei, să vedem ce preocupări au. În schimb, am avut ocazie să vizităm Bibiana. Ce este Bibiana? Este un fel de casă de cultură sau casă de copii. Noi așa am luat-o. Când am auzit casă de copii, ne-am gândit, vom merge să vizităm o casă de copii. Adică un orfelinat? Nu, nici vorba. Ce? Este un fel de casă de cultură, nu avem cum să traducem altfel, deci un loc, o organizație internațională, de fapt, un loc în care ei încearcă să aducă tot ce este mai bun în lume, din toate țările, din domeniul artei. Nu ce este nou. Ce este nou. Ce au acolo? Cărți? Discursii? Au de toate. În primul rând, Bratislava este renumită prin expoziții de ilustrate. De toate feluri. Auzi-le. Linia 9 la 59, da? Deci în momentul în care noi am vizitat Bibiana, ne-au explicat că... Doamna Rezul, cine v-a impresionat? Cum ați vrut dumneavoastră să faceți actriță? La ce vârstă ați dorit? Dacă-ți spun... Da, chiar te rugăm să ne spui ce aici nu se minte, fiindcă crește nasul ca în ochiul. Da, nu e vorba de minciună. Vreau să spun că după ce am terminat Politehnica și am ajuns inginer proiectant, ingineră. Pur și simplu, am îndrăgostit de această idee, în primul rând, idee. Adică viața dumneavoastră a luat o întorsătură la... Da, dar vreau să spun că era așa, ca un hobby. Deci eu eram inginer, îmi plăcea ideea de teatru, de actorie, da, dar nu mă gândeam ca la un hobby, ca ceva care îți place, te gândești cu plăcere. Aveam toată admirația pentru cei care au făcut-o și am zis să încerc, plăcându-mi foarte tare. Și după un timp am luat joaca în serios. Am luat joaca în serios și în clipa în care chiar am reușit și am început să lucrez, în sensul ăsta, bineînțeles că
Am renunțat la cealaltă. La o excursie la care a trebuit să... Deci iată la ce vârstă m-am gândit eu să devin actriță. La 23 de ani. Destul de târziu. Am avut o excursie târzie. În viața noastră atât de mult există excursii. Atunci când alegi să înveți o limbă. Dar să știi că... O meserie sau nu. Uite, tu ai făcut 7 ani de balet și la un moment dat ai renunțat. Lucia, ce vrei să întrebi pe doamna Magda Duțu? Lucia este brațul meu drept. Și s-a conceput deja un interviu. Și te rog să... Dar ce bine ar fi să-mi spui Magda. Mi-e teamă că le va fi imposibil să te tutuiască. Respectul față de o doamnă și de o actriță nu poate să scadă sub o anumită treaptă. Acceptă să ți se spună tot, bine, doamne Magda Duțu. Accept. Eu sunt o fire foarte curioasă. Încredere tatălui. Să știți că și eu foloseam cu entuziasm deosebit când era mică pantofii cu tocai mamii și ai bunicii mele. Ascultăm întrebările mai departe. Acum mai ridicăm așa puțin, ajungem la o vârstă, să zicem. De fapt, eu nu știu vârsta. La ce vârstă ați început să folosiți fardurile? Foarte bună întrebare. Cred că eram studentă în Politehnică. 19-20 de ani. Să începem și noi. Este ultimul lucru pe care încă nu l-ați făcut. De cântat ați cântat, de vorbit ați vorbit, acum trebuie să... Eu propun să începem cu George, în privința farturilor. Îi punem o alunință aici. Văd că el e foarte cuminte, n-a spus nimic sau pregătește ceva. Cred că-ți cloce. Era acum un test, un exercițiu de dicție. Domnule Dudeanu, dăm dude din dudul dumneatale de peste drum, duminică, dis de dimineață. Este rândul tău, Cătălina. Bravo! Bravo, acum urmează Cătălina. 6 sape în 6 saci. Domnule Dudeanu, dăm dude din dudul dumneatale de peste drum, duminică, dis de dimineață. Bravo, bravo, grozav! Victorie! Tu, care ai conceput șerbătura mașinii, citește repede. Uite, citește sate. Citește-ți. Să vedem ce este. 6 sape în 6 saci, domnule Dudeanu, dăm dude din dudul dumneatale de peste drum, duminică, dis de dimineață. Bravo! Da. 6 sape în 6 saci, domnule Dudeanu, dăm dude din dudul dumneatale de peste drum, duminică, dis de dimineață. Dar ideea este să fie rostit clar fiecare cuvânt, pentru că așa poți să spui... Sens, sigur că da. Ce întrebări mai avem să-i punem, doamne Marta? Una. Ultima din punctul de vedere al Luciei. Da. Că mai sunt pe 4. Care a fost cea mai dură? Nu știu. Gradul de duritate și de curiozitate nu se poate măsura decât după aceea. Spuneți-ne, care a fost prima poezie pe care a recitat-o în public? Doamne, te rog. De la câți ani v-a spus ce? Cred că de foarte mică mi-au pus ce. Nu mi-am pus eu, mi-au pus. Și orice ție îți plac fetițele care poartă cercei? Da. Da, băieții care poartă cercei. Ce părere ai despre ei, picior? Ce te văd așa? Mai serios. Da, serios. Da, ce părere. Care poartă cercei? Poartă cercei. Tu ai vrea să poți cerce? Nu. Cravată. Un om serios. Data viitoare vrea să poarte cravată. Data viitoare de veniția. Cum vei gândi peste câțiva ani? Da. Spune-mi în ce întrebare ai de pus, doamne Marta Duțu. Mei ascultători. Sunt Virginia Vârgolici și vreau să vă fac cunoștință cu un ursuleț. Este vorba despre Niua, eroul povestirii Nomazii Nordului, povestire scrisă de canadianul James Oliver Curwood la începutul secolului nostru.